Azime salvează situația și îi împiedică pe copilului său de a de gol. Îi duce la ea acasă, dar ei pleacă supărați pe Nefise pentru că i-a mințit și pentru că nu i-a spus șefului ei că are copii. Ahmed le vine din nou în ajutor și îi cazează în magazinul lor peste noapte, dar ulterior tatălui îi scoate afară. Nefise pleacă în căutarea lor după ce află că locuința le a fost demolată. Îi găsește în parc. Copiii sunt de acord să stea cu ea în anexa clădirii unde locuiește cu mătușa lor și să se prefacă că nu o cunosc. Azime îi spune lui Muzaffer că sunt rudele ei. Muzaffer află că Nefise a fost dată afară și si vrea să închirieze o locuință. Îi propune să locuiască cu el, dar ea refuză spunându-i că nu se cuvine să locuiască împreună. Atunci el îi da salariul ei și Nefise găsește o locuință potrivită pentru familia ei, însă pentru a o închiria trebuie să aștepte câteva zile pentru a se întoarce proprietarul în oraș. Onur este plăcut surprins când o găsește pe Zeynep în casa lui. Emel afla că el i-a propus să lucreze la firmă și îi spune lui Zeynep să nu accepte. Îi găsește un alt loc de muncă ca chelnarita și în prima zi Zeynep lucrează la o galerie de artă, unde îl găsește din nou pe Onur. După ce distruge din greșeală un tablou, este concediată, dar Onur plătește pentru tablou și o salvează dintr-o situație dificilă. Onur insistă să accepte postul oferit de el, după care petrec o zi frumoasă împreună. Ahmed este foarte gelos când afla că Zeynep locuiește în casa lui Onur. Cei doi bărbați se ceartă din nou pentru Zeynep. Muzaffer organizează o cină romantică în curte și îi zice lui Nefise că a decis ca ea să nu mai fie imaginea companiei lui pentru că este o femeie cinstită și inocentă și vrea ca ea să rămână așa. Îi propune să locuiască cu el și înaintea ca ea să refuze, o cere în căsătorie.